Salut, bine ați venit știință la un 3-in-1 din ăsta. Întotdeauna zic așa, dacă știți. Sfântul Ioan Gură de Aur și masă duhovnicească, masă spirituală. E aceeași chestie. Cred că trebuie spus spiritual mai des decât duhovnicesc. Ca să... Că deja s-a... Na. Există o spiritualitate în orice. Dumnezeu e adevărul, orice formă de adevăr până la urmă. Chiar și științific, nu? Mai ales, nu? Așa, deși din cauza asta zic și eu de data asta o masă spirituală, zic știință la cafea, la un par de vorbă, dar data asta am adus și, uite, un pește. O să mănânc eu după. Dar și voi puteți să-l primiți. Așa. Deși vreau să vă explic mecanică cuantică acum. Ați văzut video-ul trecut, mecanică newtoniană. Acum vreau să vă explic mecanică cuantică. Am să-mi iau chitara pentru asta, că lumina este, se comportă ca undele. Așa, era să spar becul, așa las video oricum. Așa, am luat chitara. Deci, dacă veniți în video trecut, foarte important, înțeles, mecanică newtoniană. Mecanica newtoniană, oricât pare de ciudat, toate mișcările fac parte de mișcare circulară. Sunt cazuri ale mișcării circulare, toate pendulările, toate chestii, toate mișcările între energie și masă, v-am zis. Energie aici e primul loc de confuzie, energie în stilul vechi, energie cinetică și energie potențială. S-a descoperit electricitatea, s-a făcut relații între electricitate și magnetism, așa, și s-a păgat prima confuzie, dacă nu este electricitatea veche. Acum, dacă e vorba noile fenomene au masă, n-au masă, asta să vadă care e legătura între noile fenomene electrice și masă. Asta e faza. Că corelațiile dintre electricitate și masă se dăduseră deja. V-am spus, nu aici n-ai făcut energie egală cu masa. Însă, mecanica veche, energie egală cu masa. Plus niște sichibiții. Așa. Și acum au zis mecanică cuantică. Primul truc care îl folosesc ei este să zică că mecanică cuantică înseamnă ceva la nivel subatomic. Ați auzit, nu? Prostii de genul ăsta. Când te uiți la nivel subatomic, la niște dimensiuni extraordinar de mici, și am spus, eu am pornit canal în engleză. Și acolo am făcut treburile astea deja, dar am să le fac și în canal românesc. Și v-am spus, lumina este cuanta. Asta este în mod original, lumina. Dacă mecanica newtoniană exista deja, ce să mai facă? Că numai că e completă și e bună și explică toate fenomenele de mișcare posibilă. Toate. Deci nu mai ai ce să faci decât dacă deci să vezi cum se mișcă lumina. S-a calculat, 300.000 de kilometri pe secundă. 300.000 de kilometri pe secundă. Exact ca gravitația. Gravitația, eu cred că pe Pământ este și din alte calcule. Oricum ai calcula niște factori între energie și masă, există o constantă de consumare și a energiei și a momentului de 9 km pe secundă. Deci cumva, asta cred eu că zice Einstein, este o rată de consumare, vedeți că seamănă energie egală cu masă ori viteza luminii la pătrat. Deci este o constantă de consumare cumva a energiei în spațiu vid. O trecere între energie și masă la spațiu vid. Nu este niciun fel de sucombare a electricității, de fisiune, de nucleară, de astea. Acelea sunt cu totul altceva. Uraniu este un element care radiază ceva, pur și simplu. Și s-a făcut cu el măcar energie termică, nu de altfel. Și în bomba atomică, pur și simplu, este cu hidrogen, nu este cu... Și are trinium și este bombă în toată regula. Este o bombă în toată regula. Uraniu nu face decât ca să fie aruncat peste oameni, să fie radiat. Ca o travă, cum ar veni. O travă neorganică. Așa, că se face la centralele atomice și nu este free energy, să bagă energie în sistem, să curentează bucăți de uraniu, care de fapt scoase din pietre și să facă metalul, uraniu și băga niște cilindri și scurentați electric. Când scos, cine știe la centrala atomică știe, când scos din pridă se oprește excitația atomică.
Și deci este indirect, este uraniu, este curentat și produce căldură. Așa. Deci mecanică cuantică, când vă păcălesc ei că e de fapt, te uiți un atom la nivele, nu știu care, lumina este cuanta. Lumina este cuanta. Și s-a descoperit de la Newton că se descompune pentru o prismă și să fac culorile curcubeului. V-am spus voi și în alte videouri, dacă vă uitați la un CD-ul la lumină albă de genul ăsta și îl învârtiți, vedeți că se schimbă culorile. Obiectul rămâne aceeași cu aceeași material. Este foarte important pentru că în același material se produc toate culorile. În același material, dacă ai spune că culoarea este o proprietate particulară a unui atom, e fals. Pentru că aici nu avem decât tot de a face cu un singur atom și produce toate culorile. Deci lumina în felul ăsta are proprietăți trigonometrice. Trigonometrice adică dă unghi. Dă unghi. Și Newton a arătat asta că printr-o prismă când trece lumina se descompune în curcubeu. A descoperit până la urmă că curcubeu este o producție într-o prismă, o chestie unghiulară. Acum ținând cont, deci încep să vă explic care e cuantică, fiți atenți dacă vorbesc repede. Așa, acum trebuie să știți că lumina are proprietăți trigonometrice și un cercul nu există decât 360 de grade, atâta, că atâta e cercul. Deși lumina trebuie să se încadreze aici, tot ceea ce vedem în 365 de grade, că mai mult decât cerc nu există, ar fi în hiperdimensiune. Hiperdimensiune matematică, da, ar exista, dar nu o vedem noi. Cred că sub o formă în hiperdimensiune sunt restul frecvențelor care nu le vedem cu ochiul. Dar asta e toată lumina vizibilă. Dacă te gândești mecanică cuantică acum... Deci asta e foarte frumos, să țineți minte, ca să nu vă mai păcălească. Când nu vezi acolo, pe lumina se vede, culoarea este mecanică cuantică, culoarea o vedem. Și nu există alt obiect mai fin decât lumina, că aia ar fi lumina. Are cea mai fină energie și nici nu are masă de repaus, să zice că are masă de impact. Eu nu știu dacă cred, dacă se consumă masă odată cu energie. Deci cum se mișcă lumina? Dar trebuie să vă spun mai întâi, deci că e trigonometrică. Lumina e trigonometrică, vedeți? Asta e prima chestie. Lumina este trigonometrică. Dacă pui o alt atom aici și asta este iar important. Dacă pui alt atom aici și îl faci plat, se face tot trigonometric, dar poate dă altfel de tonalități. Ca și cum ai avea de-a face cu alte instrumente muzicale. Dacă spune, asta este o tonalitate produsă trigonometric 365 de grade, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Vedeți că nu este întâmplător că se repetă după aia și sunt tonalități. După aia se repetă din nou, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, re, mi, fa, sunt game cum ar veni. Așa, și nota întotdeauna este o frecvență, vedeți, vă păcăliți. Vă spun că e ca cuantică, dar să înțelegeți. Întotdeauna este o frecvență, o cantitate, vedeți? O notă. Când se scrie să pe hârtie, te păcălești cumva văzând o punctiform, zici do, punctiform. Și ai zice că faci combinații de genul ăsta, dar nota este o frecvență. Pe o cantitate de lungime de undă, de un metru să zicem, de aici până acolo 6 sau jumătate de metru. Este o vibrație pe o cantitate de undă. Ai de-a face cu relație între energie și masă din nou. În cazul ăsta, da, în cazul ăsta vibratoriu. Dar ai de-a face și în cazul luminii, că s-ar subînscrie la video trecut, la relația între energie și masă și ar fi mecanică clasică newtoniană. Chiar și mecanică newtoniană sau gravitațională este sferică. Toată mișcarea se rezumă la o mișcare sferică. Ciudat sau nu, trebuie să știi cercul. Vedeți video că sunt corelată, da. Și deci lumina are proprietăți trigonometrice. Deci dacă iei lumina asta ca un câmp, radiază CD-ul ăsta și tu când îl miști, se descompune trigonometric culorile. Dacă ai pune, că sunt și pixeli diferiți la camere de genul ăsta, că depinde care ai inventat. Și dacă vă uitați, să vede tonalități diferite. Cum ar veni, este nota 2, este verde, dar puțin altfel. În alt ton, făcut de alt instrument. Este un do dat de vioară, cum ar veni. Și contează deja, că deja nu știi câte instrumente ai avea, câți atomi, atâtea instrumente cum ar veni. Și tot Mendeleev ar avea o tonalitate de rezonanță a culorii roșii. Și din nou culoarea roșie, v-a spus, într-un curcubeu este în unghi întotdeauna sau o bucată.
Nu este roșu cum te gândești conceptual ca nota do. Vedeți? Aici e păcăleala. Este întotdeauna o cuantă. Asta e faza prima semnificație a cuantei. Este o bucată și în curcubeu. Atâta o bucată roșu. Atâta o... Și vedeți că diferă cuantele. Mai mult roșu, mai puțin galben. Nu sunt toate la fel. Deci separate. Așa. Într-un cer. Dar nu se există mai multe decât 360 grade. Foarte important, nu? Deci când vine lumina este o vibrație și se descompune pe tonalitate, pe ceva, la atom, o frecvență. Așa, eu am mai vorbit de asta și de asta. Așa. Dar cum se mișcă? Cum se mișcă lumina? Asta e faza. Una e să știi chestiile astea, dar cum se mișcă? Și eu cred că nu se poate face o ecuație. Nu se poate. Lumina are mai multe, ar avea mai multe ecuații, 4-5 dacă ar fi. Odată când interacționează cu electronul, cu masa, diferită, odată când consider pur și simplu mișcarea ei, ondulatorie matematică. Dacă vedeți video trecut, n-ar fi ciudat să fie, să poți să o faci. Pentru că, într-adevăr, dacă ai o sferă și ai cercul, că nu cunoaștem altfel de mișcare matematică decât în geometria aceasta pe care o cunoaștem. Și atunci dacă vezi că e trigonometrică 365 de grade, știm cercul trigonometric, să știe vectorul de rotație când se oprește în fizica asta, înveți. Când am fost la fizica asta mi-a explicat profesorul. Așa, de să știe când îl oprești, când se învârte un vector, aici în cercul ăsta îl oprești cu orice viteză, știi unde o să fie cumva. Știi toate relațiile între un, știi chestiile, toate astea, cercul trigonometric este cunoscut și extraordinar de studiat. Și asta trebuie, asta e fizică de fapt, nu că ecuația fizică înseamnă decât energie egală cu masa. Și mecanică clasică și a lui Einstein. Așa. Einstein poate a pornit să vadă care e relația dintre energie de genul electronului energie și masă. Pentru că nu a făcut nimeni, dacă realizați, gravitația face între energie de stil vechi și masă. Și acum o nouă realitate a energiei electrice și după aia să știe că lumina are și o comportare electrică, nu într-un panou fotovoltaic, nu? Deci are o cantitate de energie. Fiecare culoare are o cantitate de energie. Și de se poate studia pe un senzor cât este. Și vă spun din nou să nu vă păcăliți pe casă, e o invenție. Să faci o funcție de la prima poză care s-a descoperit, o funcție bijectivă, injectivă și surjectivă. V-am mai spus, vă zic, că închei lista, să, așa, despre mecanică cuantică. Deci și astea sunt toate funcțiile și piesa face funcția și piesa este descoperită. A pus din întâmplare niște, pe o hârtie pur și simplu, în vechime, niște substanțe chimice și a văzut că e expus, a capturat imaginea al negru. Și după aia au făcut filmul al negru, mai multe poze la un rând, că și-au dat seama că dacă pui, îl filmezi pe om, așa, 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 30 de poze pe secundă, faci film. Și deci asta nu este făcută din fizică, oricât v-ar păcăli, fizica n-a făcut nimica. Nici motorul a făcut von Braun, nici nimica, decât ca să mintă ei. Fizicienii n-au 99% sunt invenții. Și după aia au descoperit alte chimicale pe care le pui, capturează chiar culoarea. Și procedeul la fel, dacă pui mai multe rând, faci imagine. Și apoi a inventat cineva piesa asta de la televizor deja. O piesă electronică care face conversia bijectivă, injectivă, surjectivă între ceea ce vrei să transmiți, între poze mai multe, practic. Și contează procedeele electronice de citire. Capul care citește pozele rapid. Cum le citește? Pe linii, pe coloane. Și procedeele matematice și chiar le-au făcut matematicienii, fără fel de chestie. Deci, în sensul ăsta, chiar matematicienii sunt deștepți, mai deștepți decât fizicienii. Chiar a fost o echipă de matematicieni. Și după aia au descoperit în 1950 și filmul color, care a dus la video, da? Adică mai multe poze la un loc, dar color. Și cum sunt să fie citite? Că practic trebuie să le citești pe rând, cum citești o carte. Să citești poza și să o transmiți. Și piesa face relații bijectivă, injectivă sau subjectivă, că alte relații între două mulțimi nu există în matematică. Și deci piesa a fost inventată, ceea ce vreau să vă spun, să nu vă păcăliți să credeți că știu ce e lumina doar pentru că există piesa care face chestia asta. Îi expun un obiect și piesa face o funcție pur și simplu. Face poză, cadre pe secundă și o face o funcție și o transmite acolo și o înregistrează. Fără să știe mai profund ce e lumina sau relații între energie și lumină. Înțelegeți? Pe că sunt greu și nu cred că sunt corecte.
Deci trebuie să tratezi. Are lumina masă, are lumina mișcare, are lumina interacțiune cu energia, cu electronul, are lumina, înțelegeți? Și eu nu cred că s-a făcut, în mod corect, toate lucrurile astea. Nu cred că s-au făcut. Pe tonalități, v-am spus că sunt pixeli diferiți la diferite, care arată altfel culorile, pur și simplu. Cu toate că funcția bijectivă trigonometrică o face la fel, pur și simplu că pixelii diferă să face altă tonalitate ca între do de vioară și do de chitară. Și în felul ăsta, abar n-ai câte feluri de tonuri de do a exista. Și toate lucrurile astea trebuie să le iei când scrii matematic pe hârtie, ca și mai scrie muzică pentru vioară și pian și orchestră, pui do, 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 stilizat, do, nota do. Și dă și vioara și viola și flautul. Dar când e vorba instrumentul însuși și dă tonalitate, adică îi adaugă o proprietate, o calitate care o are numai acel instrument, cu toate că pe hârtie. Deci nu sunt combinații simple, care combinații de înluate, nu e chiar așa, și sunt frecvențe, nu e chiar așa. E o modalitate artistică de a scrie, nici aia nu este cunoscută exact cum trebuie. Deci în felul ăsta și lumina, v-am spus, este un pachet, o cuantă de roșu. Și pe înainte toate ai un unghi aici întreg, așa vă arăt. Să zicem că ăsta e roșu, păi așa a descompus Newton. Și ăsta e unghiul, și ăsta e unghiul galbenului. Când îmbin matematic, îmbin pe unghiuri, puțin din unghi cu puțin din unghi și dă o altă culoare. Încă puțin, mai mult din unghiul ăsta cu puțin din unghiul ăla, din tonalitate. Și după aia numai chestii geometrică, trigonometrică, dar dacă adaugi și o chestie de energie... Un roșu energiza mai mult, o cantitate mai mare de energie. Trigonometric se comportă la fel, dar are o cantitate mai mare de energie. În felul ăsta poate să aibă o cantitate de energie care o ia de aici până aici. Și în felul ăsta este a doua oară cuantă. Pentru că este roșu cuantă ca cantitate geometrică unghiulară și a doua oară ia energie de la o parte până la o parte. Nu numai în cadrul unei frecvențe unghiulare de genul ăsta. Și eu cred că lucrurile astea nu s-au făcut. Înțelegeți? Eu cred că lucrurile astea nu s-au făcut. Deci mecanica cuantică este cum merge lumina. Pe scurt, Einstein a spus că ca să păstrăm viteza luminii 300.000 de metri pe secundă la așa, toate fenomenele luminoase care se mișcă cu 300.000 de kilometri pe secundă trebuie să altereze ceva. Ca să fie roșu cu 300.000, galben cu roșu 300.000 de km pe secundă și toate culorile care au 300.000 de km pe secundă. Trebuie să se altereze ceva și atunci trebuie să altereze frecvența, ondulatorul sau cantitatea de energie pe frecvență. Adică în felul ăsta, dacă realizați, să zicem că toate corzile ar avea aceeași dimensiune. Asta ar fi roșu, galben, albastru, verde. Că nu se poate compara și toate ar forma lumina albă. Energetic, când e dată. Înțelege? Și este decompusă pe unghiuri, numai o coardă, numai roșu, de către un obiect. Numai portocaliu, numai, pentru că acolo și-a rezonează, restul e absorbit. Pe ăla îl respinge sau îi face ceva trigonometric, așa. Dar e lumina albă care se descompune lucrurile astea, asta, adică a zis Newton. Dar dacă coarda asta e mai lungă și următoarea mai subțire și următoarea mai subțire, din nou complici total matematic. Că deja avea într-o lungime de undă, dar dacă variază și lungimea de undă, deja în felul ăsta, aia două ori, a treia oară, al treilea concept de cuantă. Cuantă înseamnă multe, un pachet, v-am spus, un grup energetic, de vibrație, de ceva. Deci în felul ăsta complici lucrurile mai mult dacă chitara este mai lungă. Înțelegeți, are corzile mai lungi. Și atunci cum faci nouă pachet să-l îmbin și s-ar putea ca lumina să aibă toate lucrurile, toate chestiile astea. Și să înțelegeți că eu așa cred că fotonul n-are masă. Eu așa cred. În mecanica clasică, când lovești cu lumină, trebuia să aibă un impact, o forță dată de masă. Și deci lumina lovește zidul ăsta și eu cred că fără masă. Lumina lovește un obiect și eu cred că fără masă. Adică să nu imprime o cantitate de masă, de mișcare. Eu așa cred. Dacă Einstein a spus că n-are masă de repauz. Pentru că dacă ai avea masă de repauz, obiectul, fotonul, și le-ai accelera la 300.000 de km pe secundă,
s-ar duce pe grafic la infinit, după cum vă zic. Deci n-a rămas de repaus și când pleacă, când e emisă fără accelerație, direct cu 300.000 de kilometri pe secundă. Cum a spus, o mașină care pleacă dintr-un garaj și deschis garajul și direct pleacă cu 300.000 de kilometri pe secundă. Și deci ai culorile în asta și toate sunt vibrații sinusoidale sau necosinusoidale sau ceva de genul ăsta și au o cantitate de energie. Asta e lumina. Dar trebuie să faci ecuațiile de genul ăsta. Și nu cred că s-au făcut. Apoi ai de-a face în alt fel de cuantă. Între particulă poate e o cuantă. Dacă vă gândiți, aici poate este ceea ce spun ei între că nu vezi. Pentru că cel mai mic fot, cea mai mică arie pixel roșu care e capabil să vadă ochiul nostru, nu neapărat este și cel mai mic pixel care e capabil să facă culoarea roșie. Dacă te gândești la organismele microcelulare, alea care se văd cu microscopul, ele au ochi, poate, sau senzori, depistează lumina, poate să depisteze, poate și au gâzele care au ochi, poate să depisteze un pixel mai mic decât de light. În felul ăsta poate să zică că sunt nivele mai mici ale aceeași cuante de culori, dar pe care nu le vede ochiul nostru. Că din cauza asta microscopul. Deci culoarea se manifestă totuși până la un nivel minim de punct. Și în felul ăsta ai putea să zici din nou că este o a patra calitate între, cum spune Schrödinger, particulă și cuantă. Adică dacă ai fi o particulă, ai avea un con, o arie minimă de impact, dacă s-ar duce în punct, ar dispărea matematic, ar exista, dar n-ar exista ca existență, să poartă o cantitate de energie. Și cumva Planck, dacă spune cantitatea minimă de energie acceptabilă matematic, cum ar veni, ar trebui să fie aia cea mai mică cantitate de energie pe pixel. Mai mică de atât s-ar dărâma fizica dacă a calculat ceva. Și atunci ecuația particulei ar taia însăși ca un con. Pentru că dacă ar fi, să zicem, caz particular când asta lovește o coardă de lumină, un foton individual ar lovi perpendicular sau ar lovi așa, ar fi un con de impact. Dar nu este probabilistic. Așa, ce să mai... Am vrut să spun mai multe. Se pare că trebuie să fac și al doilea video aici. Așa, colapsul de undă. Uite, ăsta este. Dacă să termin cu asta, poate veniți în video următor. Așa, aici sunt toate probabilitățile. Da, sunt toate unda aceasta are toate cantitățile energetice și eu o colapsez într-o singură frecvență, nu o notă punctiformă, și colapsul este o frecvență. În cazul ăsta, impactul dintre degetul meu colapsează. În cazul unor obiecte exterioare, dacă ai spune că este o coardă, o cantitate care are toate posibilitățile frecvențelor pe ea, ceva îi colapsează. Asta e colapsul undei. Și probabilitatea nu este în exterior, probabilitatea este de pe hârtie scrisă. Este probabilitatea ca să fie o notă. Dar ea nu se va manifesta probabil că când degetul meu sub voință lovește, dar când un obiect colapsează mai determinist decât zarul. Ca să vă spun altfel, aici și așa sunt probabilități pe zar, 1, 2, 3, 4 și eu o să colapseze în 5, în 2. Dar mai improbabil este fenomenul ăsta decât lumina, că când e colapsează așa. Asta poate alt video, dacă v-am făcut curioși. Deci ce este lumina? Ce este mecanică cuantică? Cine a făcut toate ecuațiile astea? Între mișcarea ondulatorie, v-am spus, ca într-un lac când lovește și să răspândesc niște valuri dintr-un loc. Este o rezonanță a spațiului vid. Dacă spui că în spațiu vid, nu trebuie, în felul ăsta este o formă a relativității. Pare o puțin mai așa, s-o obosit, s-o ceva, dar o să pun video și vedeți video următor dacă e. Deci există o mare cantitate de ce înseamnă o cuantă. În cazul mecanicii clasice este imprimată o cantitate de aici până aici de mișcare mecanică și este consumată. În felul ăsta poate chiar și lumina să aibă și o cantitate de energie întotdeauna de aici până aici. Și nu trebuie să fie absorbită decât trebuie. Deci eu cred că nici nu are, v-am spus, masă, că ar lovi cu masă. Sub legile newtoniene, forța egală cu masa. Și atunci,
De ce ar mai exista o diferență între o formă de mișcare între energie și masă și altă formă de mișcare între energie și masă, care nu s-ar face după mecanică newtoniană, care ea însă și este trigonometrică și în cerc? Există o diferență de mișcare și asta e faza. Există o... Vibrațiile erau cunoscute matematic. La cazul lacului vibrează ondulatorul și existau ondulațiile astea de muzică. Cunoscute. Ca să încerci să faci ecuații pentru toate corzile astea, dar seama să le pui la un loc. Eu cred că e imposibil matematic. O iei pe asta separa și îi faci o ecuație și după aia și o numești. Și ansamblul lor, înțelegeți de ce cred, și după aia tratezi în funcție de cantitatea de energie, de vibrație pe metru, pe jumătate de metru, pe așa. Și înțelegeți? Și deci dacă toate fenomenele luminoase, radio și ultraviolete și infraroșii care sunt dincolo de cercul ăsta vizibil, vedeți cumva sunt într-un hiperspațiu dacă te gândești. Dacă te gândești sunt cumva într-un hiperspațiu alelalte. Dacă ar avea un cercul trigonometric, ar fi chestii vibraționale în cercul lor trigonometric care depășesc, ca să menține viteza luminii și să fie ondulații care depășesc pur numai senzorul nostru de ochi, sau sunt într-adevăr într-un hiperspațiu și se comportă cumva bidimensional realitatea asta, în cercul ăsta trigonometric. Sunt chestii extraordinar de grele, dar nu cum spun ei. Colapsul de unde e mai ușor decât ați văzut, decât zic ei și mie. Video următor, dacă vreți, mai vorbesc. Mecanică cuantică în 26 de minute. Atât am apucat să zic. Cu video-ul ăla. Salut, numai bine, doamna așa, mecanică clasică, mecanică newtoniană, 26 de minute. Numai bine.